Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de jucării croșetate. Astăzi vom croșeta acest model de iepuraș micuț. Deci îl vom croșeta pe acesta. Eu am croșetat 4 în total. Acesta a fost primul cu care am elaborat schema. Pe urmă au urmat și ceilalți. Deci, croșetăm acest iepuraș micuț. Materiale necesare. Așa culoare, cappuccino. Este croșetă numărul 3. Marcator de rând. Ochișori 6 mm și umplutură pentru jucării. Să începem. Începem cu capul, apoi vom continua cu corpul și finisăm cu picioarele. Deci capul, cercul magic. Șase piciorușe scurte în interior. Strângem cercul, rândul 2, vom face câte o mulțire în fiecare ochi, 6 înmulțiri în total și la sfârșitul rândului 2 vom avea 12 piciorușe scurte. Rândul 3. Un picioruș scurt, înmulțire în următorul și așa repetăm în total de 6 ori. Și la sfârșitul rândului 3 vom avea 18 piciorușe scurte. Rândul 4. Două piciorușe scurte. Înmulțire și așa repetăm în total de 6 ori și la sfârșitul rândului 4 vom avea 24 piciorușe scurte. Rândul 5. 3 piciorușe scurte. Înmulțire în următorul și așa repetăm în total de 6 ori și la sfârșitul rândului 5 vom avea 30 piciorușe scurte. Rândul 6. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi fără schimbări. 30 piciorușe scurte. Și așa vom face de la rândul 6 până la rândul 12 inclusiv. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi. Am terminat rândul 12. Acum voi fixa ochișorii cu prindere de siguranță între rândul 8 și 9. Aici. Primul ochișor și al doilea la 5 piciorușe distanță să fie.
Așa. Am fixat ochișorii cu rândul 13. Facem 3 piciorușe scurte. Scădere. Și așa repetăm de 6 ori în total. 3 piciorușe scurte, scădere. Și la sfârșitul rândului 13 vom avea 24 piciorușe scurte. Rândul 14. 2 piciorușe scurte. Scădere. Și așa vom repeta în total de 6 ori. 2 piciorușe scurte, scădere. Și la sfârșitul rândului 14 vom avea 18 piciorușe scurte. Acum vom umple capul. Rândul 15. Un picioruș scurt. Scădere. Repetăm așa în total de 6 ori. Și la sfârșitul rândului 15 vom avea 12 piciorușe scurte. Rândul 16. Facem câte un picioruș scurt în fiecare ochi, fără schimbări. 12 piciorușe scurte. Rândul 17. Un picioruș scurt, înmulțire în următorul. Și așa repetăm în total de 6 ori. Și la sfârșitul rândului 17 vom avea 18 piciorușe scurte. Acum am început corpul deja. Și acesta a fost capul, gâtul și de aici corpul. Rândul 18. 2 piciorușe scurte. Înmulțire în următorul. Și așa vom repeta de 6 ori în total. Și la sfârșitul rândului 18 vom avea 24 piciorușe scurte. Rândul 19. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi, fără schimbări. Și așa vom face de la rândul 19 până la rândul 23, inclusiv. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi, 24 piciorușe scurte, la fiecare rând. Rândul 24.
Două piciorușe scurte. Scădere. Repetăm așa de 6 ori în total. Și la sfârșitul rândului 24 vom avea 18 piciorușe scurte. Acum la rândul 25. Împărțim corpul în jumătate ca să croșetăm picioarele. Deci noi la sfârșitul rândului 24 am avut 18 piciorușe scurte. Dacă împărțim în jumătate, ar trebui câte 9 piciorușe scurte la fiecare picior să revină. Deci eu am împărțit, punem semnul ca să știm de unde. Începem primul picior. Deci eu aici am terminat rândul 24 și deci voi face primul picioruș de aici. Așa. Primul picioruș. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 9. Ce-am făcut 9 piciorușe scurte. Aici voi pune semnul. Și croșetez mai departe rândul 26. Iarăși 9 piciorușe scurte. Acum rândul 27 și 28. La fel. Câte 9 piciorușe scurte la fiecare rând. Am terminat rândul 28. Acum voi umple și corpul și aici piciorul. Am umplut. Acum rândul 29. Și ultimul trebuie să facem scăderi ca să închidem gaura. Cum avem 9 piciorușe scurte, nu ne ies exact, deoarece scăderile se fac câte două ochiuri. Deci vom face să primesc
patru scăderi. Prima scădere. A doua scădere. A treia. Și a patra scădere. Ne rămân trei ochiuri, le scădem pe toate trei. Pe toate trei odată. Așa, am scăzut. Fac pas alunecat în următorul ochi. Un ochi de lanț. Și las puțină ață ca să cos găurica. Așa arată cu piciorul. Trebuie să mai punem umplutură. Și acum voi coase găurica mică care a rămas. Introduc tot aici în mijloc. Și tragem ca să nu rămână ascuțit piciorul, dar așa. Lăsăm ața aici. Pe urmă vom lega și celălalt și le vom ascunde. Acum facem al doilea picior. Agățăm ața de aici în spate. O fixăm cu un ochi de lanț și tot aici facem și piciorul scurt. Deci la acest picior tot 9 piciorușe scurte o să facem. Pe urmă o să coasem gaură din mijloc rămas. Primul picioruș. Al doilea. Trei. Patru. Cinci. Șase. 7, 8 și 9. Punem semnul. Acum facem rândul 26. Deci întoarcem așa. Nouă piciorușe scurte. Și așa facem rândul 26. 27 și 28.
câte un picioruș scurt în fiecare ochi. Facem încă două rânduri de sine stătător. Am terminat rândul 28. Acum voi umple piciorul. Rândul 29. Le scădem pe toate să închidem. 4 scăderi vom face. Prima scădere. A doua. A treia. Și a patra, scădem toate 3 ochiuri care au rămas, toate odată. Pas alunecat în următorul ochi. Un ochi de lanț și lăsăm puțină ață de cusut. Cos gaura rămasă la picior. Acum voi coase aici, în mijloc. Gaurica care s-a format. Am cusut-o. Acum le leg pe acestea două și le ascund în corp. Croșetăm urechile. Cercul magic. Șase piciorușe scurte în interior. Strângem cercul. Punem semnul. Rândul 2. Vom face un picioruș scurt.
Înmulțire, în următorul. Și așa repetăm de 3 ori în total. Și la sfârșitul rândului 2 vom avea 9 piciorușe scurte. Rândul 3 facem fără schimbări, câte un picioruș scurt în fiecare ochi. 9 piciorușe scurte. Rândul 4. 2 piciorușe scurte. Înmulțire. Și așa facem în total de 3 ori. Și la sfârșitul rândului 4 vom avea 12 piciorușe scurte. Rândul 5. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi, fără schimbări. 12 piciorușe scurte. Și așa facem de la rândul 5 până la rândul 7, inclusiv. Rândul 8. 2 piciorușe scurte. Scădere. Repetăm așa de 3 ori în total. Și la sfârșitul rândului 8 vom avea 9 piciorușe scurte. Rândul 9. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi, fără schimbări. 9 piciorușe scurte. Rândul 10. Și ultimul. Facem un picioruș scurt. Scădere. Repetăm așa de 3 ori în total. Și la sfârșitul rândului 10 vom avea 6 piciorușe scurte. Pas alunecat în următorul ochi, un ochi de lanț și lăsăm ață de cusut. La fel o facem și pe a doua urechiușă. Croșetăm mâinile. Cercul magic. 6 piciorușe scurte în interior. Strângem cercul. Punem semnul. De la rândul 2 până la rândul 6 vom face câte un picioruș scurt în fiecare ochi, fără schimbări. Șase piciorușe scurte la fiecare rând. Terminat rândul 2, cum fac rândul 3, 4, 5 și 6. Am terminat rândul 6, fac pas alunecat în următorul ochi, un ochi de lanț și las ață de cusut. La fel o fac și pe a doua mânuță. Eu deja am croșetat-o.
pentru și tăm codița. Cercul magic. 6 piciorușe scurte în interior. Strângem cercul. Rândul 2. Câte un picioruș scurt în fiecare ochi. 6 piciorușe scurte. Și am terminat codița. Fac pas alunecat în următorul ochi, un ochi de lanț și las ața de cusut. Toate părțile corpului sunt gata. Acum urmează asamblarea. Mai întâi îi voi coase împățișarea cu ață neagră. O să-i cos la ochișori, așa ca pleoape cu negru. Iată așa. Îi fac și la celălalt ochișor. Acum îi cos sprâncenele. Coasem nasul cu roz. Să fie la mijloc între ochi.
O să-i fac puțin mai lungă partea de jos, pentru că este prea scurtă. Pe un rând trebuie pe două rânduri. Deci mai fac încă o dată așa cu oața. Așa mai bine arată. Le leg și le ascund. Coasem urechile. Eu le-am fixat cu ace de siguranță. Așa lângă cercul magic. Și cos. O cos și pe cealaltă. Coasem mâinile. În așa poziție. Îndrept cu urechiușa și piciorușul. Am cosut prima mânuță, o cos și pe a doua. Apropo de mânuțe, am uitat să spun că eu nu le-am umplut, pentru că și așa sunt micuțe, dar dacă doriți, puțin le puteți adăuga umplutură. Și la final îi cos codița. Așa la mijloc.
termina de cusut și iepurașul este gata. Așa arată iepurașul micuț. Eu cred că voi face o serie de jucării după această schemă. Deci vor fi capul, corpul, picioarele, mânuțele, vor fi tot această schemă, doar vor fi schimbate urechiușele, dacă va fi ursuleț sau depinde ce animăluț. Și, desigur, o să vă arăt și vouă. Acum vreau să îi înfund puțin ochișorii la acesta și să-i fac guriță. Așa cum am făcut aici, este un pic de diferență. Acesta este simplu și acesta este cu guriță și ochișorii puțin înfundați. Deci o să vă arăt cum fac aceasta. Iau ață de această culoare și încep cu ochii. Este un pic mai dificil, deoarece aici a fost prinderea de siguranță a ochișorilor și nu pot introduce acolo unde vreau din prima, da? Ne descurcăm. Deci așa, în cealaltă parte. Trag. Ca să intre pe sub ochișor. Și aici. Și o scot direct la guriță. Deci așa, puțin sau înfundat. Acum gurița. Așa, trag bine și mai trec încă o dată la guriță. Și scot aici. Bine, am început și le voi lega. Așa. Arată iepurașul cu guriță. Cum vă place, așa faceți. Dacă nu, lăsați așa. Acesta este simplu. Fără guriță. Aceștia sunt cu guriță. Eu sper că v-au plăcut iepurașii și ați croșetat împreună cu mine. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă zic pe curând. Pa, pa!